Medicamentul Favipiravir ar putea fi eliberat în ambulatoriu prin farmaciile din spitale cu prescripție medicală, conform celor declarate de Ministerul Sănătății. În prezent, pentru acest medicament, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România a făcut o evaluare în baza căreia a emis o autorizație pentru nevoi speciale valabilă în România și în baza căreia se permite administrarea în unitățile sanitare sub supraveghere medicală, având o utilizare restrictivă. Cu toate acestea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Sfânta Paraschiva Iași, doctorul Florin Roșu, solicită ca Favipiravirul, medicament pentru tratarea cazurilor ușoare și medii de COVID-19, să fie eliberat și în unitățile farmaceutice pe bază de rețetă. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Paraschiva din Iași continuă să îngrijească pacienți COVID-19 pozitiv. În cadrul spitalului de pe strada Octav Botez, împreună cu secția exterioară Lețcani, în momentul de față îngrijim un număr de peste 250 de pacienți ce prezintă forme medii spre severe ale patologiei COVID-19, iar în cele 3 terapii intensive care deservesc spitalul, îngrijim peste 65 de pacienți cu forme critice. Propun ca antiviral Favipiravir să poată să fie eliberat din farmaciile cu circuit deschis. Sigur, acesta va fi eliberat pe bază de rețetă completată, eliberată de către medicul specialist, medicul de familie, să fie decontat exclusiv de către stat. Acest deziderat ne va aduce, mai mult ca sigur, la reducerea numărului de internări în cadrul spitalului, de transformarea formelor medii în forme severe și tratarea pacienților la domiciliu. Guvernul a aprobat pe 4 octombrie, prin ordonanță de urgență, posibilitatea administrării în regim ambulatoriu a medicamentului Favipiravir pentru bolnavii de COVID-19 cu forme ușoare, fapt ce a fost anunțat la acea vreme de ministrul interimar al sănătății, Ceche Otila.